Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și am plăcerea de a vă prezenta un material marca George Hodorogea. Ca pe vremea lui Tănase. De la Nene Iancu la Nea Costică. De vreo trei decenii încoace tot ne amintim de Nene Iancu, mai ales când dragii noștri aleși ne reîntorc cu veselie și grație în urmă cu vreo două secole. După 1989 s-a umplut țara de Casavenci, de Tipătești, de Zoicițe, de Brânzovenești, Farfuridii și de alte pristanda. Pe drept cuvânt se poate spune că în anul de grație 2019 suntem noi românii în plin caragiale. Ghinion, cum s-ar exprima un mare gânditor mut, locuitor vremelnic la Cotroce. Dar cum nici vechea, dar nici noua școală nu prea s-a ocupat cu modelarea culturală a creierelor tinerești, că de alea învechite, pardon, îmbătrânite, nici nu mai vorbim, nu-i de mirare că ne referim doar la berarul din Haimanalele Ploieștene și uităm de alt titan al umorului antebelic, umor și mai actual decât al celebrului Nene Iancu. Și este vorba de cel care și-a bătut joc de tot și de toate, remarcând că este vorba doar de necurați și necurate, de cel pe care l-au vrut morți și fașiștii și legionarii, dar mai ales comuniștii, aceștia din urmă chiar reușind să-l trimită la Belu, adică de nimeni altul decât de Constantin Tănase. Apropo, comuniștii lui Ceaușescu, folosindu-se chiar de mari actori precum Toma Caragiu, au manipulat o țară întreagă printr-un pseudofilm în care marele satiric era ucis de către legionari. Culmea este că și azi, majoritatea românilor cred această minciună gogonată marca PCR. Păi puneți mâna pe carte și vedeți voi cum e cu adevărul istoric. Tănase îl critica la apogeu pe Carol al II-lea și regele l-aplauda seară de seară din loja personală de la Cărăbuși. Dădea Tănase în Mihai și Antonescu, dădea cum nimeni nu îndrăznea, dar cine i-a trimis escortă să-l păzească de legionari și naziști? Mihai și Antonescu. A scăpat Nea Costică de nemți și a dat de ruși. Vorba lui celebră, vorbă ce i-a pus capac pe sicriul la Belu. Rău era cu Derdidas, dai mai rău cu Davai Ceas. De la Nistru până la Don, davai ceas, davai palton, davai ceas, davai moșie, arașot o vărășie. Deci îl pomenim acum pe Nea Costică simplu, ne bazăm pe celebrul cuplet interbelic. Și cu asta ce am făcut? Și comparăm cu situația de azi, analizăm și apoi râdem, cu ochii în lacrimi. Avem democrație, avem alegeri, ura! Toți analiștii și nu numai ei sunt de acord la unison că marele câștig al Revoluției din decembrie 1989, dacă a fost Revoluție, constă în pluripartidismul creat imediat și în alegerile libere. Mă rog. Bun. Avem după 30 de ani partid, avem alegeri, avem alternanță la guvernare, dar noi, poporul de rând al țării, o ducem mai bine? Din multe puncte de vedere, da. Dar, fiindcă sunt mulți de dar, la o analiză rece, lucrurile nu stau chiar așa de bine. Statistic, suntem în coada Europei, mai ales la PIB-ul național, dar și la venitul pe cap de locuitor. Avem cel mai mic salariu din Europa, dar, paradoxal, și cele mai mari discrepanțe salariale din lume. Aleșii noștri nu au avut ce să facă altceva decât să creeze tot felul de caste privilegiate, precum casta magistraților, casta militarilor și a polițiștilor, casta aleșilor parlamentari locali, casta foștilor privilegiați comuniști, casta piloților și așa mai departe. O grămadă de indivizi care ne sfidează, cu mici și puține excepții, cu drepturile lor inatacabile financiare, inatacabile și grotești prin mărimea lor. Când sunt în opoziție, politicienii noștri critică la greu pensiile speciale, dar când ajung la putere, mai pun și ei osul ca să le mai crească cumva. Și uite așa, peste 2 milioane de angajați, fie la stat sau la privat, lucrează pe un salariu minim de rahat urmat de o pensie jegos de jenantă, în timp ce, un mic exemplu de nesimțire, un fost procuror sau judecător comunist, om care a băgat la închisoare pe nedrept pe cei ce aveau gura cam slobodă, ia azi, bine și mersi, o pensie de 2-300 de milioane vechi, adică 20-30 de mii de lei noi, în timp ce un profesor universitar cu toate gradele abia ajunge la 3.000 de lei. Rușine băi aleșii lui Pești. Și ne întoarcem la Tănase. Abia am trecut de două alegeri și o schimbare de guvern și nimic nu se întrevede bun pentru poporul român.
Ne-am trezit din hibernare și am strigat cât am putut. Jos cu tare, jos cu tare! Și cu asta ce-am făcut? Am dorit cu mic, cu mare și am luptat cum am știut să avem nouă guvernare. Și cu asta ce-am făcut? Unde se duc banii țării? Fiecare guvern reușește performanța de a reduce cu fiecare buget sau rectificare de buget banii alocați investițiilor. Investiții care doar ele pot contribui la creșterea PIB-ului, deci la înmulțirea banilor. Și toți se plâng de greaua moștenire care i-a lăsat fără de arginți. Dar dracului de șmecher găsesc mereu bani pentru măririle salariale proprii, pentru chefuri și sărbătorici de tot felul, pentru concerte de joasă calitate, pentru publicații pupincuriste și reclamă indirectă prin mass media. Bani pentru prostii se găsesc pentru investiții ioc. Se pare că prostiile bine plătite au marea calitate de a produce parandărătul și fără el aleșii nu sunt aleși. În criză de bani, căci mai trebuie plătite și salarii și pensii și datorii, guvernanții fie recurg la împrumuturi, fie vând pe mai nimica și ultimele resurse economice naționale. Vezi flagrantele cazuri Petrom, Midia Năvodari, BCR, Aro, Sidex, Alro și așa mai departe. Dar din vânzarea acestor obiective nu ne-am ales cu nimic. Banii primiți nu și-au găsit locul bine meritat de altfel în dezvoltarea economiei naționale. S-au dus pe salarii, pensii și pomene electorale. Am vândut și cu ce ne-am ales? Răspunsul dă tot ne-a costică săracul. Ca mai bine să ne fie, ne-a crescut salariul brut, dar trăim în sărăcie și cu asta ce-am făcut? Ia corupția în ploare cum nici când nu s-a văzut, scoatem totul la vânzare și cu asta ce-am făcut? Aleșii, ca să facă rost de bani nemunciți de ei, nu știu altceva decât să ne mărească taxele și impozitele, să pună tot felul de accize, să dea amenzi cu nemiluita, distrugând și bruma de pătură mijlocie, pentru asta folosind fanariotul ANAF. Crește prețul la benzină, crește haotic, cresc prețurile la alimentele de bază, chiar și la țigări, nu că ar fi un păcat asta. Dar, dacă comparăm prețurile românești cu cele europene și le comparăm și cu salariile, nu putem concluziona decât faptul că avem guvernanți idioți care ne scufundă zi, zi pe zi ce trece. Ne rămâne doar năduful lui Tănase. Traversăm ani grei cu crize, leul iar a decăzut, cresc într-una taxe accize. Și cu asta ce-am făcut? Am fost 23 de milioane de români. România se confruntă și nu de azi cu o mare și gravă problemă de populare. Sătui să moară de foame în propria lor țară, 5 milioane de români au părăsit țara, nemai uitându-se înapoi și cu o dedicație trasă din colțul gurii la adresa conducătorilor și a mamelor lor. 5 milioane de români au preferat să se lupte cu prejudecățile europenilor occidentali pentru câțiva euro în plus și și-au construit încetul cu încetul un nou viitor pe meleaguri italiene, spaniole, engleze, germane, etc. Unii dintre ei mai țin cu țara, dar ce te faci că țara nemeritată îi mai primește și cu tunuri de apă rece, bastoane și gloanțe de cauciuc, vezi doar frumosul spectacol oferit de Jandarmeria Română pe 10 august 2018. Ba mai mult, unele minți sunt fierbântate de aburii puterii și nu numai, doar ca să ne amintim de creierii teodorovicieni și vlasovi, ar fi vrut să impozeze pe banii câștigați cu trudă în străinătate. Curat murdar, Coane Dragnea, cum ar spune Nene Iancu. Ne-au plecat copiii, ne pleacă și frații, în curând plecăm cu toți, cum bine spus Atanase. Pentru a câștiga o pâine, mulți o iau de la început, rătăcesc prin țări străine și cu asta ce-am făcut. Ce fac aleșii noștri după victoria electorală? Ne așteptăm mereu de n-am mai aștepta ca după ce opoziția, care dracu o fi, vine la putere, să schimbe totul sau măcar o parte, să dea aleși pentru popor, nu pentru ei, să crească venitul pe cap de om, să simtă și românul care ceva în buzunar, nu numai aer rece mirositor a foame și bejenie, dar să-i găsi. Cum ajung sus, cum încep năvala cu topoare pe foștii conducători și pe slugile lor? Și schimbă precum chiloți, începând de la secretar de stat până la măturătoresele de la o grădiniță sătească de munte. La noi se conduce după teorema lui Om. Ești membru al partidului nostru, ai funcție, nu ești karate. Și asta fac timp de 4 ani și când termină cu rotația cadrelor, vine rândul opoziției să revină la putere,
și foștii vor declara că n-au avut timp de reforme, fiind prea ocupați cu reciclarea rudelor, amicilor și a clienților politici, ba chiar a lipitorilor de afișe, atenție, nu vorbim de nevertebratele doritoare de sânge. Se schimbă oamenii, se promovează non-valori, se creează dive și divini, scuzați forțarea literară, dar în realitate nimic nu se schimbă în modul nostru de viață, doar o bâșbuială denumită rotația cadrelor, exact cum acum 100 de ani prevedea Marele Cărăbuș. Totul este ca înainte, de pe lele n-am trecut, se trag sforile, se minte și cu asta ce-am făcut. Se urzesc pe ascuns vendete cum nici când nu s-a văzut, țara-i plină de vedete și cu asta ce-am făcut. Alternanța politico-ogogoriță pur românească. De peste 30 de ani, politicienii schimbă între scutecele puterii, fotoliile de miniștri, siniștri sau parlamentari năuci, pe rând își iau tainul din ce în ce mai mare, diferențele cresc zi cu zi, astfel ei cu jipane de sute de mii de euro, noi poporul cârpin la dacii, ei concedii în Baleare și Las Vegas, noi la Amara sau la bunici în mărginime, ei cu amante și cocote, noi fidel de an și an, ei cu conturi grase în bănci, noi cu datorii și sechestre din belșug, ei papă caviar și fructe de mare, noi mămăligă și fructe de pădure, ei se îmbracă la Versace, Chanel și Dior, noi la trei shop sau la shop-uri made in China, ei cu pensii pantagruelice, noi cu fărămituri, ei cu de toate, noi mai cu nimic. Pardon, mint. Avem și noi ceva, peste 5 milioane de rude în străinătate. Noroc rudele că mai vedem și noi ceva carne și vin de sărbători. Alegerile se termină, altele vin, candidații ne oferă cu larghețe minciuni gogonate la tavă, noi le înghițim pe nerăsuflate, de ce oare? Guvernele se schimbă, dar doar spre bucuria nebunilor. Viața noastră este din ce în ce mai grea, mai dificil de suportat. Anii sunt, din punct de vedere economic și matematic, ani medii, adică cu siguranță sunt mai proști decât cei care au trecut, dar tot cu siguranță vor fi mai buni decât cei ce vin. Așa cum merg lucrurile azi, viitorul nostru este sumbru și rezolvarea în ultimă instanță este să plecăm cu toții din țară, mai puțin politicienii, și ultimul nu trebuie să stingă lumina, așa cum se spunea odată, ci să tragă apa. Votăm mereu, votăm prost, indiferent ce votăm, și atunci nu putem decât să fim de acord cu marele maestru al satirei, Constantin Tănase, și să-i dăm lui ultimul cuvânt. Pleacă ai noștri, vin ai noștri, e sloganul cunoscut. Iarăși am votat ca proști. Și cu asta ce-am făcut? Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și mulțumindu-i lui George Hodorogea pentru material și dumneavoastră pentru atenția acordată, vă spun pe curând.